În contextul situației epidemiologice actuale determinate de răspândirea noului coronavirus COVID-19 și a necesității sprijinirii măsurilor destinate reducerii riscurilor contaminării, ofițerii Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Galați au desfășurat în perioada 24 aprilie 5 mai 42 de activități cu scop preventiv în sprijinul structurilor MAI și a altor instituții implicate în acest demers de pe raza județului Galați. La aceste activități au participat 109 persoane, 47 cadre ale Ministerului Afacerilor Interne, 52 de polițiști locali și 10 cadre ale Ministerului Apărării Naționale, cărora le-au fost prezentate infracțiunile de corupție, cadrul legal privind prevenirea și combaterea faptelor de corupție și asimilate corupției, precum și modalitățile de sesizare a faptelor de corupție, accentuând asupra necesității manifestării unei atitudini proactive referitoare la sesizarea cu celeritate a eventualelor cazuri de corupție generate de cetățeni, în care ar putea fi implicați funcționari publici. Tuturor persoanelor participantele au fost înmânate flyere cu informații privind riscurile de corupție asociate activităților desfășurate în această perioadă și special create în acest sens. Mesajul Direcției Generale Anticorupție este de toleranță zero la infracțiune de corupție în condițiile gravității efectelor acestora raportat la acțiunile de limitare a răspândirii noului coronavirus, atât asupra persoanelor, a comunității din care fac parte, cât și asupra întregii societăți.